Dacă intri pe acest server de Minecraft, o să te urmărească toate creaturile din Bamban. Ajutor! Nu, deci trebuie rapid să fug undeva să mă ascund în pădurea aceea, pentru că altfel, oh my god, bă, ăștia-s rapid să-mi pa piciorul, dar nimeni nu este mai rapid ca și mine. Sunt doar o capibara, la costum, vă rog frumos, dați-mi pace, lăsați-mă. Ok, fraților, cred că pot să mă ascund în pădurea asta și o să îi pierd. Hai, că sunt pe drumul cel bun, oare mai vin ăștia după mine? Oh, nu! Bă! Nu, deci mă duc. Ok, fraților, am reușit să fug undeva departe rău de tot și sper foarte mult că ăștia m-au pierdut și că n-au habar unde sunt. Bă, a început totul atât de haotic, nici n-am apucat să vă salut, efectiv. Salutare tuturor și pam, pam, pam! Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft, unde astăzi, din câte puteți vedea, trebuie să supraviețuim lui Bamban în Minecraft. Mamă, ce am ajuns să fac, să fug de Bamban în Minecraft. Ce idee superbă! Apropo, ziceți-mi în comentarii dacă vă place skin-ul meu de capibara. Și desigur, nu uitați să lăsați un like și acum, haideți să începem să ne facem o casă, să jucăm Minecraft și să încercăm să supraviețuim. Pentru că, din ce am auzit eu, seara vin toți ăștia de la Bamban și cam încearcă să mă omoară atunci. Și dacă ăștia o să mă prindă și o să mă omoare, nu o să fie fain. Păi da, până la urmă scopul nostru este să supraviețuim, nu? Așa că dacă supraviețuim, eu zic că e foarte bine. O să încep prin a face rost de niște lemn, a face un târnăcop de lemn și după aceea facem rost de niște piatră foarte rapid, ca să ne facem rapid sabie de piatră, târnăcop de piatră, topor de piatră, toate cele de care avem nevoie. Practic ne jucăm Minecraft, doar că mai suntem urmăriți de Bamban între timp. Și nici nu știu de cine ar trebui să-mi fie mai mare frică, de Bamban, de dracul ăla roșu mă refer, sau de Bamban ăla alb, sau de pasărea opila, nu știu, habar n-am. Tot ce știu e că toți sunt pe urmele mele și trebuie să supraviețuim. Facem rost de niște piatră acum, ok, să ne calmăm. A început totul prea intens, am fost fugărit, am crezut că o să mor acolo, dar... vaca asta de lângă mine, bă, aud o vacă pe lângă mine. Cred că vaca asta, pe care o auzim aici alături de mine, dorește să intre în burtica noastră. Bună ziua, domnule vacă, ce faceți? Da, ești o vacă drăguță, știu, dar eu ce mănânc dacă nu te prind pe tine? Spune-mi, ce mănânc? Trebuie să te omor. Trebuie, îmi pare rău. Ce trist pare, îmi pare rău, trebuie să te mănânc. Bă, ce țâțe are. Na, bun, văcuțo, îmi pare rău, ți-a ajuns destinul. Uite, o să te iau de la spate să nu mă vezi. Noapte bună! Rip vaca în comentarii. Dar avem mâncare, deci, până la urmă, dacă nu omoream noi vaca, probabil muream noi de foame. Așa că, ia vedeți, acum nu mai moare nimeni de foame. Bun, fraților, avem ustensile de piatră, ceea ce ne ajută să spargem chestii mai rapid. Mai fac rost de niște piatră pe aici, puțină piatră, cât să ne mai ajungă dacă avem nevoie mai târziu de ustensile sau ceva de genul. Așa că, nici nu știu cât am. Am 19, hai să mai spargem puțin. Mamă, dar nu mai văd nimic. Bă, stai! Ok, am dat de o pila. Nu, acoperă, rapid. Acoperă! Ai de capul meu! Bă, ne-au găsit o pila. Ar trebui să plecăm de aici, pentru că dacă ne-au găsit o pila, înseamnă că știu și restul bambanilor pe unde suntem, nu? Nu știu, presupun și eu cam ce se întâmplă, cum se întâmplă. Așa că o să fug departe de aici, foarte departe. Ok, am 20 de piatră, e destul. Mamă, trebuie să avem grijă că ăștia sunt peste tot. Cât sunt în total? Îi pasărea, îi ăia doi bambani, îi caracatița, omniferul ăla, bășina verde și ce mai este? 6 în total, nu? În fine, oricât s-or fi, trebuie noi foarte rapid aici să ne facem rost de ustensile și să ne facem o casă cât mai rapid. Mă întreb dacă ar trebui... Oh, bună! Ciao! Vrei să fii prietenul meu? Spune! Uite încă unul! Bă, ce drăguț! Foarte drăguț pe aici! Uite-le casa! Ok, hai să nu-i deranjăm. Mă întreb dacă aș putea deveni prieten cu albinele și albinele cum pot să zboare, să aduce sus în cer și mi-ar zice dacă vin bambanii după mine. Ce strategie bună, bă! Aș putea folosi albinele ca și niște drone, da! Păi, băiatule, ăla e un sat? Nu te cred! Oare aș putea să mă ascund în sat? Bă, ce șmeche, deci ar fi o idee superbă, efectiv, să mă pot ascunde în sat, pentru că... Oh, ce-am auzit?
Jumbo Josh sau Beșina Verde, cum îmi place mie să-i zic. Dar nu cred că mă știe. Nu mă știe, ok. Înseamnă că ne caută. Hai să plecăm până nu ne vede. Păi beatule, oh, și vine seara. Oh, nu, rapid. Deci nu, n-am apucat să-mi fac o casă. Așa că, mama, am crezut că e o pilă. Să-mi bat piciorul, m-ai speriat, băi, nesimțit-o. Unde e Jumbo Josh? Îl mai vedem? Îl mai vedeți? Că eu nu-l mai văd. Bă, poate o plecat. Nu știu, hai să intrăm foarte rapid în casa aici și să vedem dacă ne putem face niște prieteni. Bună, este cineva acasă? Cioc, cioc! Oh, vine un zombie! Nu, 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 am intrat în casă. Văcuță? What? Ce caut o vacă în casă? Mâncare gratis. Bă, mai multe vaci! Aaa, da bă, da, aici este o fermă. Oh, uite pisicuță. Bă, mă simt ca și acasă aici. Îmi place ceea ce este aici. Oh, mai sunt și zombi, asta e problema. Dar știți voi, mai bine zombi decât bamban. Ok, fraților, hai să ne liniștim. Uite și un iron golem care ar trebui să ne ajute, zic eu. Hai să închid ușa aici, să nu plece vacile. Iron golem, ajutor, e un creeper. Nu face boom. Văcuțo, ascunde-te, văcuțo. Vacă, du-te în casă, du-te în casă, o să explodezi. Așa, bun. Bă, vacă, bă. Mamă, ce m-am speriat. Bă, mi-e frică, ar trebui să mă ascund. Trebuie să intru înăuntru. Rapid, uite în casa asta de piatră, pentru că casa de piatră este de bine, nu? Ok, hai că intru. Așa. Gata. Gata. Uite și un cufăr. Bă, nu te cred. A, gata, fraților. Păi, zici și tu așa, o capibara cu armură. Cui îi mai este frică când tu ești o capibara cu armură? Da, mă, da, fraților. Da, mă, da. Ok, cred că ar fi timpul să facem un furnal de ăsta și să punem ceva la prăjit să avem ce mânca. Așa că prăjim cu lemnul și punem cărnița asta. Mamă, ce bine mâncăm astăzi. 5 minutes later. Gata, fraților, s-o gătat și mâncarea. Ok, ne-a rămas și lemn super tare. Și acum, fraților, poftă bună capibarei noastre, pentru că merită după ce a supraviețuit o zi contra bambania. Poftă bună, mulțumesc. Și acum cred că ar trebui să ne petrecem noaptea aici, dar haideți să încercăm să căutăm un pat, de exemplu, unde să putem dormi. Pentru că... Oh, nu! Bă! Bă! What? Uite-l! Nu! M-a găsit! Ce pot să fac? Mă ascund aici, ești nebun? Mă baricadez, mă, toate alea, gata. Baricadează, ce-i ăsta? Sparge-l, că mă sperie. Oh, nu, m-a găsit bambanul, fraților. Efectiv, cum mă găsesc ăștia? Au hack? Mă văd prin perete, prin hack. Ok, geamurile astea sunt baricadate. În schimb, geamul ăsta îi deschis. Oare aș putea să mă uit afară pe geam? Să... Oh! Ăla-i bamban? Da, bă, da! Trebuie să găsim o ieșire din casa asta, de urgență. Ce face Iron Golemul? Nu vrea Iron Golemul să mă ajute, că Iron Golemul de obicei te ajută. Uite, ăla-i Iron Golemul. Iron Golemule, oh nu, oh nu, oh nu, oh nu, oh nu. Uite-l, uite-l, uite-l. Nu, nu! O găsit. Oh, nu. Oh, oh. Oh, oh. No, 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 no. La revedere. Nu mai ieșim. Stăm aici la infinit. Ești nebun? Problema este că nu putem sta la infinit, că n-avem mâncare la infinit. Deci nu știu, fraților, ce să facem. Haideți să o gândim foarte bine. Haideți să o gândim foarte, foarte bine. Trebuie să plecăm de aici, pentru că n-avem mâncare la infinit. Ceva trebuie să facem. Doar că bambanul, dacă este pe urmele noastre... Oare, bă, am o idee bună, fraților, am o idee bună. Deci, ideea mea este următoarea. Ce dacă ieșim și fugim la Iron Golem? Poate Iron Golemul o să ne ajute. Poate, nu știu, habar n-am. Ce ziceți, să încercăm? Doar sper să nu mă prindă bamban. Ok, unde e Iron Golemul? Unde e Iron Golemul? Nu văd, dar... Oh, nu, oh, nu, oh, nu, nu. Nu, nu este o idee bună, nu este un plan bun. Pe atunci... N-avem de ales decât să urcăm pe casă. Ok, aici avem niște lemn. Aș putea folosi lemnul acesta? Nu, n-aș putea folosi lemnul acesta. Pune-l înapoi, bam, bam. Fiți atenți, mă, 400 IQ, 400 IQ. Deci ești cel mai deștept. Ca să am mai mult lemn, tai afară lemnul ăsta și îl înlocuiesc cu blocul ăsta de lemn. Și așa o să avem mai mult lemn. Haideți rapid să facem șmecheria. Oh, nu, hai să mai încercăm o dată. Nu, 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 bam, bam, uite-l. Uite-l, ok, așa. Gata, gata, bun. Spargem și ăsta. Oh, domnule bamban! Așa, bun. Și acum fiți atenți. Avem 15 de astea. Da, mă, da, și uite cât lemn avem. Bun, și cu lemnul acesta ne urcăm sus pe casă. Haideți să încercăm. Mamă, avem și pod aici, ești nebun. Ok, ne furișăm încet. Uite pe aici. Și oare aici suntem în siguranță?
Ce e ăla, frate? What? Și uite și o vrăjitoare aici. Și uite pe domnul Bamban. Bă, dar zombie, de ce nu se bate cu Bamban? Asta nu-i corect, nu, stați un pic. Iron Golemul și multă mâncare acolo, bă! Deci, ce să fac? Să fug la Iron Golem și să mai iau și de mâncare acolo, pentru că avem o fermă? Sau să vin aici sus? Aici ar fi mai în siguranță, pentru că nu cred că poate să ajungă Bamban aici, așa-i? Ia, uite, nu știe să ajungă, că e prost. Ok, aici sunt în siguranță și avem fân. Fân pentru a face pâine și mâncare. Dar uite-te câți monștri sunt acolo. Bă, orice aș face nu este bine. Sunt prea mulți peste tot. Oricum, imediat se face zi și cred că avem o mică speranță. What? Uite, cineva doarme. Bă, tu dormi aici cu zombie la geam. What? Bă, fraților, îl trezim? Bă, uai, mamă, ce m-am speriat. Gata, gata, sunt doar eu. Ajutor, Bamban este afară. Du-te afară, vezi ce este pe afară. Haide. Haide afară, domnule. Haide, al meu s-a pus înapoi la somn. Mă duc la etaj, fraților, să vedem ce găsim la etaj pe aici. Oh, avem balcon cu vedere. Și oare Bamban? Oh, a început zombie sardă, cum este zi. Au, 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 gata, mă bag înapoi, mă bag înapoi. Stăm aici un picuț până moare toată lumea. 5 minutes later. Ok, fraților, înspre fericire s-a făcut zi. Și acum cred că suntem în siguranță. Văd ceva acolo, ce e ăla? Nu știu, trebuie să mergem să explorăm. Mama, am picat jos, stai că nu prea-mi place. Oh, nu, a venit și ploaia. Perfect, după o seară nedormită, ce mai lipsea? Ploaia, frate. Ok, s-a făcut și ceață, frate, eu nu mai văd nimic. Haideți să mergem înapoi în casă atunci și... What? Bă, caracatița! Bă, nu, nu-i bine aici. Oh, nu, pe genul. Oh, nu, iarăși pe fugă. Iarăși pe drumul și pe fugă. Oh, oh. Oh, nu, trebuie să ne batem cu pe genul ăsta. Hai mă, pe genule, gata, ai murit. Bamban oare a plecat? Nu știu dacă a plecat Bamban. What? Vrăjitoare! Păi vrăjitoare, măi! Păi vrăjitoare nesimțită, du-te mă de aici! Ok, mamă, nu mă simt în siguranță. Iron Golem, ajutor, ajutor, domnule Iron Golem, vă rog frumos să mă ajutați. De ce este așa de spart? Ce a pățit? E pe moarte? Nu, deci trebuie să plec de aici. Aici este Caracatița și Bamban. Ok, frate, ne punem pe drumuri atunci și să sperăm că nu dăm de absolut nimeni, pentru că ar fi groaznic greu de tot. Însă văd acolo un turn. Oare ce se află în turnul acela? Să sperăm că nu-i casa cuiva care nu ne poftește. Eu sper doar să ne putem ascunde undeva. Dar dacă cumva nu ne putem ascunde nici acolo, o să mă duc eu undeva încolo, în partea cealaltă a lumii, și o să încerc să-mi fac eu propria mea casă. Doar că trebuie să facem foarte rezistentă ca Bambanii să nu intre peste noi. Ok, fraților, cum mă apropiu, văd că e un turn cât mai mare și văd deja pe cineva. What? Ați auzit? Bă, să nu-mi zici că am musafir și în partea asta, că mă omor. Hai să încercăm să mergem, să vedem. Oh, oh, eu cred că aud un Bamban. Oh, bă, domnule, nu trage, domnule, domnule, gata, 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 nu trage, nu trage, sunt prietenos. Am venit doar să... Oh, nu, Bambalena, nu, 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 trebuie să distrug podul. Distruge podul, distruge podul, rapid, nu poate să vină. Așa. Oh, oh, bă, dar toată lumea e peste tot, ești nebun? Mamă. Și oare ce? Ăștia se bat cu Bambalena? Doamna învățătoare, tu ești! Oh my god, asta e că tocmai mi-am dat seama că ea poate să vină și pe aici, unde mă duc acum roată. Nu e nicio problemă, haideți să inspectăm zona, să vedem dacă găsim ceva și dacă nu, ne tulim. Să sperăm că nu dăm de... Oh, uite-o, 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 uite-o acolo, uite-o acolo. Hai să ne furișăm, să ne furișăm încet, sunt convins că dacă ne furișăm, nu o să ne prindă. Și ce face? Uite, stau la poveste amândoi, ești nebun? Sunt drogostit, se iubesc, ce fac? Oare dacă mă apropiu o să mă atace? Oare, au, oh, au, oh, au, oh, nesimțitule, dar nu trage mine, măi, nesimțitule, măi. Stați un pic, am o idee, am o idee. Oh, nu, nu este o idee bună. Oh, 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 ideile mele nu mai sunt așa de bune. Ok, pe atunci nu avem decât să fugim. Din nou, uite, încă un sat acolo în distanță. Poate satul acela este mai în siguranță. Ar fi în siguranță dacă n-aș aduce-o pe Bambalena după mine. Nu, deci în satul ăsta eu tot ce vreau este să mă duc și să mă culc, pentru că caracterul meu e foarte obosit deja. Să sperăm că aici este o civilizație mai normală și nu există niciun Bamban pe aici și că pot să dorm în liniște și pace. Bună ziua, bună ziua, de fapt nici nu știu dacă e zi sau seară. Bună, bună, bună. Mă primiți în casa dumneavoastră? Bună, ce faceți? Uite, am de mâncare, dar o să mănânc eu, nu vă dau vouă. Așa, mulțumesc. Și acum noapte bună. Oh, nu pot să dorm. Oh, la naiba, nu pot să dorm. Nu e nicio problemă, mulțumesc de pat, la revedere. Le-am luat patul. Ok, haideți să mai mergem într-o casă de genul... Oh, morcovi. Da, bă, da, îmi trebuie morcovi. Da, mă, da, mulțumesc pentru morcovi. Hai să plantăm morcovii la loc, ca să se facă mai mulți morcovi. Și ce ziceți momentan? Să ne facem casa pe aici, așa. Să vedem... Oh, da, chiar aveam nevoie de cizme.
Da, mă, da, vezi, mă, acum sunt îmbrăcat din cap până în picioare. Cu sabie de fier. Uitați ce se bucură capibaraul nostru. Păi ok, fraților, cam atât cu primul episod. Mă bucur că am supraviețuit o zi întreagă contra bambani în Minecraft. Spune-mi în comentarii dacă ți-a plăcut acest episod. Nu uitați să lași un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!